În Harghita, capriciile primăverii au dat mari emoții celor care au livezi. Însă recolta a fost atât de bogată încât crengile pomilor au stat să se rupă sub greutatea fructelor. Merele, perele sau sfecla roșie s-au făcut din belșug. După sortare, cele mai frumoase fructe ajung în cămări sau depozite. Ca să nu facă risipă, restul este transformat în sucuri bio. Aici, la centru de prelucrare a fructelor și legumelor, gospodarii aduc mere, struguri, morcovi, sfeclă, iar noi, printr-un procedeu de prelucrare natural, facem sucuri. Nu punem nicio substanță chimică, ci le pasteurizăm la 75-80 de grade. Până la apariția centrelor de prelucrare, localnicii erau nevoiți să transforme în pălincă sau să arunce la animale fructele de calitate inferioară. Acum, prin pasteurizare, sucul poate fi păstrat până la un an. Ultima dată am adus 150 de kilograme, în care cam în jur de 40-50% vine sucul. Mai bine suc de fructe decât palincă. La centrul de producție din comuna Zetea, programările sunt făcute din timp și se lucrează non-stop de când a început recoltarea merelor. Zilnic se produc mii de litri de suc de fructe și legume. Resturile nu sunt risipite, ci folosite pentru hrana animalelor domestice și sălbatice. Anul ăsta am producat zeci de mii de kilograme de mere și sfeclă, merișori, mărceșe, afine. Am făcut zeci de mii de litri de produse. Practic am triplat producția anul ăsta față de anul trecut. Pentru o pungă de suc bio de 5 litri, fiecare producător de mere plătește doar 13 lei.